Meda Topârceanu, oameni buni, a petrecut aproape o săptămână la țară, în locurile în care a copilărit, și este acum aici să ne spună totul despre experiența ei, dar și să ne arate cât de bine cunoaște viața rurală. Meda Topârceanu va fi supusă unui test, așadar vreau și toți oamenii care au copilărit la țară să fie atenți, vreau și toți cei care au business în agricultură și toți antreprenorii din industria agro să fie alături de noi, pentru că o să afle niște ponturi și niște lucruri fabuloase. Meda Topârceanu! Bună, Meda! Bine te-am găsit! Ce bine arăți! Stai că-mi caut ciocănelul! Caută-l! Am auzit că mi-ai... Aoleu, mi-a copt ceva! Exact! Ia uite-te aici! Perfect! Așa. Vreau să te întreb în primul rând. Da. Nu intrasei tu la o dietă nebună de asta, forță, trebuia să slăbești 60 de kilograme sau cât aveai în plan? Păi da, și de ce s-a oprit? De ce s-a oprit? Păi de ce s-a oprit? Aici întrebarea. Am înțeles. Păi și tu? Păi și eu sunt actriță, eu din asta trăiesc. Adică din ce? Prin să-i un rol, domne, ce vrei să fac? Ha, deci tu nu vrei să slăbești pur și simplu decât pentru un rol, dacă ar fi. Bre, eu am prins un rol așa cum mă vezi. A, am înțeles. Și dacă eu, păi pierdeam contractul, tu ai fi pierdut contractul în locul meu, hai cu serios. Păi, un contract sănătos. Un contract sănătos? Un contract sănătos. Și acum aș putea să vin cu o vorbă de asta înțeleaptă. Meda, dar așa, banii sunt totul, nu te gândești la sănătatea ta? Nu? Ți-a plăcut asta? Normal că sunt totul. Ce mă întreabă dacă banii sunt totul? Normal, toată lumea îi vrea, toată lumea îi iubește. Deci nu e mai importantă sănătatea decât goana asta după bani în continuu? Dar eu sunt sănătoasă. Te rog frumos să luăm un loc pe canapea. Dar eu sunt foarte mai ales sănătoasă. De asta te-ai și retras două săptămâni la țară ca să trăiești bio, nu? Da. Și să trăiești în natură, da. Și aer curat. Da. Am zis gata, nu mai plec definitiv, da. Și o săptămână. Și unde ai fost? La casa bunicilor? Da, de fapt e a străbunicilor, da. Din partea tatălui meu, în comuna Mozăceni Argeș. Foarte frumos, a fost superb? Foarte. Doamne, deci, simțeam să mă rup de București. Nu spun că străzile noastre au un parfum mirobolant, da. O să spun direct put. Înțelegi? Aici, București, tu da. Și am zis, domne, mă duc la țară. Mamă. Iarbă, flori, aer curat. Altă viață. Da, mă, te trezești, ieși în curte așa frumos. Cafeluța, păsărele. Zii tu că nu-i frumos. E frumos. Ci că eu mi-am luat lectură, chestii, am texte de învățat. N-am învățat nimic. Știi cât e de treabă acolo? Multă muncă. Da, bine, n-am muncit eu, să ne înțelegem. Da. Eu m-am dus cu vizitatul. Am înțeles. Da, am fost cu vizitatul. Da, vreau să spui că dimineața erai la cafeluță, auzeai păsărelele. Da, superb. Superb. Păsărica ta preferată care e? Privighetoarea, mierla, ciocârlia? Mă întrebă care e păsărica mea. Mă întreb care e păsărica. Da, bără, nu știu să... Păi eu... Cucu. Mai... Iartă. Nu, trebuie, la ea. Nu mai merge. Eu nu mi-l aduc aminte dacă nu mi-l cânt tu. Da, nu, toate sunt frumoase. Iunica, bagă un cuc. Tot ce este de acolo, de la mine, totul e frumos. Mie îmi place e tot. E frumos. Da. Perfect. Uite, aici... Am avut probleme uite, cu păișorul. Cu șerpi, iartă-mă, aș trebui să... Șerpi din viața de zi cu zi sau șerpi? Nu. Bă, deci nu pot să-ți spun în ce hal am... Șerpișuri de aia, adică șerpi de casă, șerpele de apă, nu-ți face nimic. Da, ți-e frică de... Mă, teoretic nu, eu m-am dus special să-i caut. Da. Ora, când l-am văzut, m-au trecut așa, știi? Dar ți-e frică? De șerpi, de paianj, ți-e frică? Nu, tocmai asta e, dar l-am văzut acolo, parcă m-a luat așa prin surprindere. Dar nu ți-e frică de chestii, de gângăni, de... Nu, depinde, dacă îți dalea cârboase și așa, da, care sunt veninoase, normal. Da. Nu, astea neveninoase, dar în rest nu. Nu. Asta îmi place. Am văzut un guștere mic, atât mi-a trebuit, m-am dus în fundul curții. Ah, da. Nu. Nu-ți băga nimic. Rămâi așa. Hai că nu te frică. Așa faci. Asta e prietenul meu, mă. E prieten, da. Al tău și al lui Billy Eilish. Ia, vino aici. Păi e genial. Vino aici, tati, stai cu noi. Nu, da, m-ai luat... Nu înțelegeam de unde vine, dragă... Nelu, păi e genial. Muzica asta așa mai puternică. Fioroasă, asta mi-ai e. Mi-ai făcut surpriza asta, că mâine e ziua mea. La mulți ani, draga. Mulțumesc. Mea. Știam. Dar știu că știai. La mulți ani, să fii fericită. Mulțumesc. Cu dragoste, cum stai? Foarte bine, mulțumesc. Mereu mă întreb
chestia asta. Normal. Dar, auzi, dar tu la cariera ta cum ai mai lucrat? Stai o secundă că ajungem. Spune-mi întâi dacă ai găsit vreun flăcău la portiță. La mine la țară? Da, vreun bădiță. Măi, deci această conversație am dus-o, am dezbătut-o în mai multe curți de la mine de acolo. Da, îți dai seama, toată lumea te întreba, nu? Normal. Hai, mamă, nu aduci și tu în bădiță. Da, când vii cu... păi, doamne, la mine sunt cam multe standarde pe care nu le-am... Să ne înțelegem. Doamne, nu vreau pe făt frumos. Adică eu nu cer un bărbat, eu știu cum. Bă, da, aici trebuie să fie... Să știe mult. Să fie. Pentru că până la urmă, să cităm, să continuăm cum am început. Așa. Asta e tot ce contează, da. Meda, frumusețea e trecătoare. Exact. Și tot stau și îl caut și printre oamenii de cultură ai țării noastre. Cam la cine te gândești așa? A la noi în țară nimeni. Cum la noi? Nu găsesc, doamne, pe nimeni. Adică am găsit pe cineva, dar nu-i de la noi din țară. Lucrezi internațional. Da, ce te bași tu așa peste oamenii? Așa se rămână. Spune-mi, Doamne, cu rolul. Ce de asta? M-a luat așa o... Cu rolul, ce rol o să ai? Din nefericire pentru tine este un contract de confidențialitate. Băi, nene, și deci, nu am să pot stai un pic, spun. Pentru cei de acasă. Tot ce să... pot să spun este că au avut nevoie de mine așa și dacă nu observ, mi-am schimbat frezura. Deci vreau să le spun ceva celor de acasă. Oameni buni, dumneavoastră observați cum vin invitații. Zic, vai, dar m-ai întrebat nimic de carieră, de rolul meu. Bun, Meda, ce poți să ne spui despre rolul tău? E un contract de confidențialitate, nu pot să spun nimic. Tot ce... Mi-a plăcut tot asta. Tot ce pot să spun este că... am muncit mult pentru el, mai ales în perioada asta, când teoretic toată lumea a stat acasă. Eu chit că am stat acasă, am muncit. Da. Și a fost... O să fii polițist? O să fii nu, detectiv? Nu, dar nu-i nimic de aici. Da, internațional, da, proiectul? Da. Foarte frumos. Da. Superb. Da. Atunci ai succes cu el, când încep filmările? Am început. Oh. Am început. Te și pupi în film? Nu. Aș fi vrumă, crede-mă. Și un actor acolo. E? Îl știe toată lumea. Nu cred. E mare, mă rog. Brad Pitt? Bă, nu, că nu l-aș pupa pe Brad Pitt. Da. E alt, mie-mi plac că am alt gen. Domne, deci e... Mulatru? Nu, ai mai luat cu... Nu, mi-a trecut faza cu mulatru. Mi-a trecut de mult. Nu, e ca ocazian, e... Din Anglia, omul. Și? Cunoscut, băi, internațional? Da, dar ce frumos, mă, vorbește frumos și e foarte deștept. Și nu, are toate calitățile, tot. A fost și în România? Nu. N-a fost săptămâna trecută în România? Nu știu cine a venit. Citim prin ziar, eu citesc cu autori care ne vizitează. Cine a venit? Nu pot să zic, că am un contract de confidențialitate. Asta e? Păi dacă ai citit în ziar, cum de poate fi contract de confidențialitate? Mă rog, am înțeles. Am înțeles, dar mă bucur că știi ce, tu ești mereu tonică și asta cred că contează cel mai mult. Așa. Serios, ești plină de viață, dar acum vom avea un test pentru tine și o să-i rog și pe cei de acasă să ia, dacă se poate, un pix, o foaie și să răspundă, pentru că este un test pentru cei care se pricep la agricultură, pentru cei care trăiesc la țară, pentru cei care au trăit la țară, pentru cei care au avut bunici la țară, pentru cei care iubesc tradiția, țara românească. Normal, cum să nu iubești, la cât de frumoase. Da, dar și agricultura. M-am apucat de agricultură. Perfect, s-a apucat de agricultură, este clientul nostru perfect pentru ziua de astăzi. Mi-am făcut grădină urbană în București, ca să ne înțelegem. Da. Castraveciori, roșioare, castraveciori. Ceapă verde, salată. Nu pot să... Poate pe balcon? Normal. Deci mi-am făcut tot frumos așa. Deci balconul și... tău e cu castraveciori, roșii, salată? Am două balcoane, da. Am două. Unul e frumos, cum e la toată lumea, și cel de-al doilea, am zis, aici, de aici nu mai calcă nimeni. La ce etaj stai? La 5. Deci la etajul 5 ai grădină pe balcon? Da, pe unul din ele, spre ăla care dă spre bulevard. Stai un pic, ai pus pământ pe... N-am pus pământ pe jos, m-am aranjat și eu, mi-am făcut frumos. Păi și ai pus lădițe cu castra... Urmează să le pun, că mi-au dat așa lăstării. Sunt mari. Acum trebuie să-i... Deci ai făcut răsaduri pe balcon? Da, le-am făcut. Asta îmi place tare. Da. Foarte bine. Deci mi s-a părut extraordinar. Cum dintr-o chichineață de asta așa mică de sămânță, da, poate să crească așa... E ca la om. Mă, deci fabulos. Bine, eu mă bucur de orice, adică n-am. Tot ce e frumos. Ești pregătită de test? Ciucă, avem șaturile? Avem. Adu șaturile, pentru că dacă greșește, pur și simplu, Meda va trebui să bea câte un șat de lămâie. Face bine.
face bine. Lămâie pură. Lămâie da. Pură. Am crezut adusă... că mi-a dus din traia, zic nu, cum se cheamă. Nu, că și ciuca are pe balcon la el aici în Floreasca, la fel, lămâi. Și am portocal. Și eu, mi-a dat și mie lămâie, am da. Și, am și ăsta, ananas. A, ăsta de ăsta n-am pus. Dar nu prea mă umor cu ananasul. E alt aer în Floreasca. El e mai pe tropical, da. Așa. Prima întrebare. Da. Este despre animalele din ogradă, despre viața la țară și pentru cei de acasă, răspunsurile le așteptăm și pe WhatsApp, dar în același timp, atenție mare, testul începe chiar acum. Da. Mi-a dat Topârceanu, pentru a nu bea un șat din lămâie pură, trebuie să răspunzi la următoarea întrebare. De ce e laptele alb dacă vaca mănâncă iarbă? Ce mamă, calciu. Calciu e alb, nu știu, trebuia să întreb pe sora mea, cum a fost la medicină veterinară. Habar n-am. Păi... A expirat timpul. Ușat. Dar zi-mi de ce, înainte să-l beau. Din cauza unei proteine numite caseină. A, asta o știa sora mea. Sora mea pentru tine a calul acasă. Deci, caseină. Așa. Mergem mai departe. Care este perioada de gestație a unei vaci? Perioada de gestație a unei vaci. Da. Cât stă vițelul în burta? 5 luni. E sigură? 4. Răspundeți greșit, încă un șat. 9 luni. Ah, ca la fe... ca la oameni. Da, exact. Mergem mai departe. Mamă, până la urmă cred că le beau pe toate. Nu-i nimic. Vitamina C e recomandată în perioada asta. Da. 3. Câți litri de apă bea vaca pe zi? Dar ce-i, domne, cu vaca? Pentru ne le băgăm de țară. De țară. Vezi că trec la găini imediat. Îți dau și niște răspunsuri ajutătoare. Deci câți litri de apă bea vaca pe zi? Gândește-te, vara, cald, soare. A, 20 de litri. B, 50 de litri. C, peste 100 de litri. 20. Încă un șat. Răspunsul corect era peste 100 de litri. Hai că nu cred asta, că la mine la țară săracele nu bea, de unde să bea atâta apă? Unde ai văzut o vacă care să bea peste 100 de litri de apă? 10 găleți de alea, dimineața 2, la prânz 2, seara 2 și încă 2 noapte. Uite, la asta m-am gândit. Perfect. Hai că, până la urmă, le iau și la bătaie dacă mă enervează. Așa. Întrebarea a patra, ți-am trecem și la găini. E adevărat că găinile nu văd noaptea, da sau nu? Da, e adevărat. Bravo, răspuns corect, bravo, Meda. Era să o iau. Unde transpiră vacile? Îmi cer scuze, e întrebarea cu numărul 5. Bă, nu știu, că ele transpiră și pe corp. De ce? Că de-aia vin muștele. Transpiră corpul, blana. Gândește-te la vacă și unde transpiră ea cel mai mult? Între picioare. La uger. Nu știu. Răspuns greșit, încă un șat. Pe nas, pentru că doar acolo are glanda sudoripară. Dacă ți-auci aminte, știi că au nasul mereu umed? Da, știu, transpire, da. Ușat. Dar am crezut că ele sunt umede, că dau cu limba. Șat, învățăm. Mergem mai departe, da, întrebarea cu numărul 6. Unde transpiră porcii? Părât. Sau transpiră porcii? Băi, de fapt, eu n-am văzut în viața mea un porc transpirat. Tocmai de asta am vrut să te ajut, ăsta este răspunsul corect. Deci nu. Porcii nu transpiră. Vorba românească, ai transpirat ca un porc, nu știm de unde vine. Așteptăm mesaje pe WhatsApp pentru a afla răspunsul. Mai avem, vă rog frumos, câteva întrebări. Câte ouă poate face o găină în medie pe an? În medie pe an? O găină în medie, aproximativ. Păi fac, tată, mai ales în perioada când... Într-un an cam câte ouă? What? Habar n-am. Peste? Peste 5.500, nu știu, 5.000 de ouă, 2.000 de ouă, nu știu. Șat, ai fost foarte departe de răspuns, 227 de ouă. Avem pe cineva care numără găinile? Sau, nu înțeleg, ați sunat-o aici pe Iulia Albu ca să ne dea răspunsul corect? Cum adică să, așa de puțin? O găină într-un an, 227 de ouă. Păi ea nu ouă zilnic. Păi ouă zilnic. Dar mai multe găini. Iarna nu ouă, când a, e prin... A, da, uite eu... Hai, șat. Și încă o întrebare, ca să vezi. Când se culeg ouăle, se iau cu... Hai, repede și asta, să nu pierdem. Cam câte grame cântărește creierul unei pisici? Undeva la 5, 6 grame. Răspuns greșit, ultimul șat, 30 de grame. 30 de grame, ciucă. A, nu, asta dar o sunt știe curioasă, orice băiat știi... care
Da, mă, eu am copilărie la țară, știam exact. Știai? Normal, 30 de grame, tot știa. Exact. Mă rog, și mai aveam întrebări, cum poți afla vârsta unei vaci? Cum? Numărând inelele de pe coada acesteia. Cam aceasta a fost... Ce inele? Nu, e cineva de aici care o sapă la țară? Toți. Uite-te la fețele noastre. Bună, bună. Voi știați lucrurile astea? Da. Le aflăm. Normal. Trebuie chiar să luăm publicitate. Chiar rog telespectatorii să-mi trimită mesaj, spune-o, bă, Meda, tu habar n-ai avut, nu știam. Meda Topârceanu pe Instagram și pe Facebook.